Să vedem. Înregistrează. Baterie 70%. Încălțăminte, echipament. Cagulă din textil. Cheie. Aia. Beton. Cutia schimbă așa ușor. Mașina tot pe pană. Muzică. Unde e, mă, tu, bebel? Aha. Da. Da, muzică. Eu am mai dat o tură cu el și mi s-a părut extraordinar, da? O să vedem cât se poate de transparent. Deci, ați un fan. Trebuie să reglez puțin ambreiajul, parcă ține prea sus. Nu avem decât 1000 de kilometri. Kickstand down. Uite aici ce frumos. Mai apăs odată, s-a stins. Aoleu, sunt topit. Și nu mai stai să scoți cheia, să pui breloc, să zgârie pe aici. Pe care nu ai avantaje, părerea mea. Deci în sus. Ok, mereu le încurc. Așa va apare pe telefon. Îmi cântă CarPlay, dar trebuia MotoPlay sau Energy sau iPhone. Perfect. Wow! 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 Să rămână la pompa 5, vă rog frumos. Aplicație? Nu, dar vă sună. Da, numerar. O cafea? Ah, n-am cum să o beau pe motor, dar apreciez gestul. E pauză! Logică nu pe motor. Că doar aici mama e de cafea. Eu ți ofer un preș. Apreciază și gestul tău, sigur. Apreciez foarte mult, mulțumesc. 50. Da, asta ziceam. 60 și cât? Nu, o pauză. Și aia era apreciată. N-am cum că apune soarele. Dar vă iau la o plimbare dacă vreți cu motorul. Ați văzut? Ar fi ceva. Uite, dacă tot păcăți. Haideți să vă dau pe aici. Pow! Let's go! Ok, deci. Fiți atenți la toba asta, stop, de dă bangs, de dă bangs, de pops and bangs, așa se zice, nu? 3. Bun, deci ai mai mers cu motoare, da? Da. Spune și mie, cum ți se pare? Ăsta? Da. Wow. Nu, dar sincer. Yeah. Adică cum trage, mă refer. E senzație, nici nu tragi bine de accelerație și ai zburat. Foarte. Exact așa, e bună descriere, ai zburat. Cam așa se simte. Mă, nu este extraordinar de puternică, dar e puternică, cel puțin pentru începători și mid-range, așa, este foarte puternică pentru ei. Restul e ok, e chiar o jucărie super distractivă, dar, repet, aș ține doar de oraș sau cum sunt serpentinele astea, curbele astea pe aici, așa, pau, pau, să mă plimb la un drum lejer. Dar în modul race, trage. Aș merge în modul ăla mijloc, street, e perfect, dar ăsta, race, e foarte nervoasă și accelerația e sensibilă rău de tot. În sensul că, bine, fiind de la accelerație electronică, nu te iartă modul sport. Și ca să schimb modul, tot așa, de acolo, de la joystick, sau puteți chiar de aici din setări, ia să vedem. Deci chiar făcusem o filmare cu telefonul, setare, ia fiți atenți și ușor e, da? Poți să schimb căști, telefon, Wi-Fi, sport, street, ăsta e modul street. E, la street parcă e mai slow-mo, la rain nici atâta te iartă maxim, dar n-avem cum să nu mergem cu ea în ultimul hal. ESC, schimbare rapidă, quick shifter-ul, foarte multe opțiuni pe ea, îmi place. Ce mai avem pe aici? Display,
Mă, da, știi ce îmi place? Ca schimbați astea Fahrenheit, temperatura, grade Celsius și kilometri, în mile, în kilometri. Foarte frumos, foarte ușor. Ia uitați, da? Sistem imperial, sistem metric. Nu știu ce l-au numit imperial, că se crede aia mai cu moți. F de la Florian sau C de la Celsius. Ceau! Hai să vedem dacă putem să o pornim. Deci dacă putem să o pornim, fără să mai stăm să se încarce sistemul. Da. Da, din nou. Pac. Da, imediat. Imediat. Oh, wow, wow, I love you, I love you, I love you. Foarte obraznică. Da, hai să vedem celălalt mod. Ok. Hop! Nu mai e la fel. Simți? Nu te mai așa. Ia uite. Mamă. Astea sunt foarte utile pentru începători. Ia. Mama, e așa finuță cutia, îmi place cum schimbă, ok. Sport, baby! Deja simt că te-ai strâns. Oh, 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 oh. Uite ce ușor! Ia! Ia! Iar te răspunde altfel. Wow, wow, wow! Ce atât de ușor mișc mâna. Ia. Bă, frumos, ce să zic. Ia uite-l, mă, ce frumusețe! Băi! Uite-te! Bă, da! Ce? Dar unde mai tare decât aia? Bă, îmi place rău! Îmi place! Îmi place! Îmi place și ăsta transparent, e frumos! E avocata noastră. Băi, dragilor, efectiv m-am îndrăgostit de acest motor. Într-adevăr, este un 2 în linie, nu e 4 în linie, dar cuplu este pe măsură, pentru că e perfect, fiind un naked, să nu vă mai zic de opțiunile pe care le are. Cruise control-ul, care m-a ajutat foarte, foarte mult la drumul ăsta lung, mai stai relaxat, ia uita și bine stai. Și pe lângă aspectul ăsta, consumul bun, zic eu, are undeva la un 4,5, într-un mers mediu. Mi-au plăcut sistemele pe aia, quick shifter, opțiunea cu tableta, cu navigația, antiboblaj în keyless go, iubesc, toba nici nu mai trebuie schimbată, adică cea stoc este absolut perfectă și sunt foarte multe avantaje. Fără cheie, fără ele. Băi, cât tip de cromisit. Chilez go, viitorul. La toate măsoarele. Frumos rău, băi, frumos rău. Oricine ce-o zic eu. Respect. Să-i toba și toba, stop mă, băiatul. Ui, indicator de gemules curat. Asta e, așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. La oricine pocitește gemules curat. Dacă are fete de arsuri pe el, pe interior, exterior, știi ce zic, pe interior, mă rog. Place. Îmi place și ăsta, adică nu mai stai să-ți iei din ăla sport. Bă, nu știu, sper că ăla arată foarte bine. Butoane luminate, cruise control. Trebuie să învăț ce face fiecare în parte. Bă, ce frumos, se încarcă imediat despre el. 93 km până la benzină, probabil. Apă, temperatură, baterie. Street, moduri. A, bă, da. Mod sport, brightness. Da, merge bine, merge mai bine ca telefoanele alea clasice, ca un Nokia cu touch, merge mult mai bine. Sau ca un Huawei. Ok, deci eu merge bine. Merge bine. Adevărul că aș fi pus un Apple aici. Fac un Apple, dar aia sunt fițioși. Ce tare, ce se tare mie. Cască conducător, cască, ba, du-te. What the fuck? Ok, aici avem. Ah, uite! Bă, ce tare! SS, desktop,
inteligent, schimbare rapidă. Bă, da. Bară, bord, reamintire, schimbare, indicator lumini, telefon, hartă, contacte, buton personalizare, timp, bă, ce fun. Deci și ușor, înainte, puteam la GSX-R, mi-am inteles și acum ține două butoane apăsate ca să pot să schimb din mile, din mile în kilometri. Acum uite ce ușor e, din mile în kilometri, mile în kilometri, uite de ușor, din mile în kilometri. Da, e bine, storage pe. Dacă pornește după câteva zile. Ce și-a rece. Conectare, ok, deci conectezi și telefonul, merge și creștere mele Bluetooth. Mamă, ce-mi place cum mi-arată unde sunt. Moto, în redare. Păi e în redare, da. Scuze-mă, e în redare. Dar unde?